Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Distracția i-a costat libertatea pe cei trei romi din Murgeni care au sărit la bătaie la un polițist. Magdalena Constantin, Carmenica Tănase și Vijay Tănase au ajuns în arestul preventiv pentru 30 de zile. Tupeul incredibil de care au dat dovadă soții Tănase i-a lăsat pe cei 10 copii ai lor fără părinți, astfel că de ei se vor ocupa de acum reprezentanții Direcției de Protecție a Copilului. Vijay Tănase, în vârstă de 41 de ani, și cele două femei, Carmenica Tănase, în vârstă de 35 de ani, respectiv Magdalena Constantin, de 47 de ani, toți din Murgeni, sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Programul Național de Investiții, care a provocat un război total în coaliția de guvernare, este așteptat cu nerăbdare de edilii vasluieni. În lipsa programelor de finanțare ale proiectelor de dezvoltare, primarii, constructorii și proiectanții avertizează că UAT-urile se vor confrunta cu o criză a investițiilor. Programul, care va avea o finanțare de 50 de miliarde de lei, este singura șansă a comunităților locale să își modernizeze infrastructura și să se dezvolte economic. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui organizează gratuit cursuri de calificare sau recalificare pentru șomeri, pentru operatori introducere, validare și prelucrare date și inspector de sănătate și securitate în muncă. Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoștințelor teoretice și practice specifice unei noi meserii, care să mărească șansele ocupării unui loc de muncă. Cursurile sunt gratuite și pentru șomerii neindemnizați aflați în evidența agenției ca persoane în căutarea unui loc de muncă. Orice persoană care dorește să beneficieze în mod gratuit de serviciile oferite de către agenție se poate înscrie pe baza unui dosar care cuprinde copie după cartea de identitate, copie după certificatele de studii, adeverința medicală din care se iasă că este apt de muncă sau are eventuale restricții medicale. La nivelul județului, în cursul anului 2021, s-au acordat două tranșe de produse de igienă și două tranșe de alimente prin programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate. Acordarea pachetelor cu produse de igienă lot 5, tranșa 3, s-a derulat astfel. În perioada 25 ianuarie-9 februarie 2021 au fost livrate un număr de 55.937 de pachete cu produse de igienă către cele 86 de UAT-uri. În data de 13 mai 2021 a fost finalizată distribuția pachetelor de igienă. Astfel, pe lista inițială s-au distribuit un număr de 40.804 pachete, pe lista suplimentară 15.133. La nivelul județului Vaslui au fost distribuite toate pachetele cu produse de igienă pentru tranșa 3, respectiv 55.937 de pachete. Procurorii de la Parchetul General au fost sesizați de Ministerul Sănătății că au apărut certificate de vaccinare false. Ar fi vorba de sute de români care ar fi plătit pentru a obține astfel de certificate fără să se imunizeze. Documentele despre care există suspiciuni că sunt false au fost descoperite în județul Alba, însă autoritățile se tem că practica s-a extins în mai multe județe din țară. Președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghiță, consideră că vaccinarea fictivă, adică eliberarea certificatului de vaccinare fără administrarea serului unei persoane, trebuie sancționată cât mai drastic posibil, arătând că este decredibilizată munca personalului medical care se delimitează de astfel de practici. Asigurarea continuă a populației județului Vaslui cu medicamente în tratamentul ambulatoriu a reprezentat și în anul 2021 un obiectiv prioritar al Casei de Asigurări de Sănătate Vaslui. În vederea furnizării de medicamente s-au încheiat contracte cu un număr de 53 de societăți comerciale farmaceutice, care au în structură 114 farmacii distribuite astfel: în Vaslui 29 de farmacii, în Bârlad 19, în Huși 9, în Negrești 3, în Murgeni 2 și în mediul rural 51 de farmacii. Bugetul alocat pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu pentru anul 2021 este de 51.303.380 de lei. Pentru medicamentele din programele naționale de sănătate este de 27.716.150 de lei, iar pentru materialele sanitare prin programele naționale de sănătate este de 2.139.540 de lei.
Situația cazurilor de COVID în județul Vaslui până pe 2 septembrie înregistrată de DSP Vaslui este în continuare considerată de specialiști alarmantă, deoarece atât cazurile cât și rata incidenței cumulative la 1000 de locuitori sunt într-o continuă creștere. Acum o săptămână, pe 26 august, erau doar 71 de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acum avem 120. Cu alte cuvinte, într-o săptămână, cazurile de COVID-19 depistate aproape s-au dublat. Pe primul loc, la valoarea ratei incidenței cumulative, rămâne tot Comuna Bogdana cu 5 cazuri și rata incidenței de 3,40 la 1000 de locuitori, aceasta intrând în scenariul roșu. Cele mai multe cazuri de COVID se înregistrează la Vaslui, și anume 41. Un bărbat în vârstă de 31 de ani din municipiul Bârlad, care fusese externat din secția psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Vaslui, a ajuns pe mâna jandarmilor după ce aceștia din urmă au sesizat un comportament ciudat la el. Mai exact, tânărul se plimba liber pe strada Traian din oraș și încerca să intre în discuții cu fetițe. După ce i-au pus în vedere să se deplaseze spre localitatea de domiciliu, jandarmii s-au întâlnit din nou cu bârladeanul pe strada Republicii, unde încerca să distrugă un tonomat de lapte. În urma evaluării medicilor de specialitate, s-a decis reinternarea lui în unitatea sanitară, a transmis reprezentantul Inspectoratului Județean de Jandarmi Vaslui. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM.